A înșelat sute de bolnavi de cancer, s-a dat drept detectiv particular, a prejudiciat statul cu peste 10 miliarde de lei și este încă în libertate. Un tânăr de 23 de ani, Pașca Domitian, din Șimleu, Silvania, a fost reținut de polițiști pentru toate aceste infracțiuni, însă procurorii au considerat că nu au probe suficiente pentru a-l aresta preventiv. Tânărul pretindea că are studii medicale și deține o clinică de tratare a cancerului, păcălind sute de bolnavi din toată țara să-i cumpere așa zisele medicamente pe bază de venin de scorpion. S-a ales cu aproape 50.000 de lei din aceste înșelătorii. De altfel, la protecția consumatorului sălași sunt înregistrate încă de anul trecut numeroase plângeri pe numele lui Pașca Domitian, venite de la clienți păgubiți din mai multe județe din țară. Imaginația tânărului nu s-a oprit aici. Pașca Domitian a făcut peste 3 milioane de lei dându-se detectiv particular, fără să aibă studii de specialitate și licență. La lista de acuzații se adaugă și evaziunea fiscală, tânărul fiind suspectat de un prejudiciu de 1 milion de lei adus statului român prin neînregistrarea unor facturi în contabilitatea firmei pe care o administra. Șimleuanul nu este la prima problemă penală. Anul trecut a fost trimis în judecată pentru deținere ilegală de morfină, considerată drog de mare risc. Deși marți a fost săltat de polițiști, procurorii susțin că dosarul de cercetare penală este incomplet și vor cere arestarea preventivă a tânărului abia după ce vor aduna mai multe dovezi împotriva șimleuanului cu un palmares infracțional de invidiat.